Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a făcut o vizită unității medicale din Târgu Jiu, de unde a plecat profund dezamăgită după ce a constatat mai multe nereguli. După controlul din Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, Pintea a declarat luni că o să propună Autorității Naționale pentru Management al Calității în Sănătate retragerea acreditării spitalului. Ulterior a explicat ce presupune această propunere. Voi solicita Autorității Naționale pentru Management al Calității în Sănătate să reevalueze indicatorii constatați neconformi, care se referă în mare parte la un ciclu 1 de acreditare și care evaluează calitatea îngrijirilor în unitățile respective, a lămurit Sorina Pintea, ministrul Sănătății. Replicile nu au întârziat să apară. Medicii sunt intrigați de propunerea ministrului. Gheorghe Stanciu, șeful secției ORL, a purtat discuții cu Sorina Pintea în timpul controlului pe secția pe care o conduce și afirmă că nu sunt motive întemeiate și suficient de grave pentru închiderea ei. Tot Stanciu a replicat răspicat că Pintea ar fi trebuit să demisioneze, fiind principala vinovată. Este o aberație ce a spus doamna ministru. E adevărat că mai sunt probleme, dar nu ceva ce ține de noi. Sunt anumite circuite care trebuie puse la punct, dar trebuie dărâmate niște ziduri în apropiere de sala de operații de la ORL. Dacă doamna ministru a spus atunci că nu s-ar interna în acest spital și că nu arată bine, ar fi trebuit să demisioneze a doua zi, pentru că spitalul este în subordinea sa, a criticat Gheorghe Stanciu, șeful secției ORL. Nici noul scandal nu îl sperie pe managerul spitalului. Acesta este încrezător că va scăpa bazma curată și de această dată, convins fiind că nu se va retrage acreditarea. Capăt încearcă să impresioneze invocând faptul că pacienții vor avea de suferit, pierzându-se contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ce ar însemna să nu ai acreditare? Nu poți să mai funcționezi în relațiile contractuale cu Casa de Asigurări. Nu mă tem. Până în 2021 noi avem termen să intervenim, însă ne este foarte greu acolo. Să vedem ce soluții găsim. Spre surprinderea mea, se afirmă mereu că acest spital arată deplorabil. Nu este așa, neagă vehement Gigel Capotă, managerul spitalului. Pierderea acreditării i-ar obliga pe pacient să suporte costurile tratamentelor, fapt care nu le este tocmai străin, având în vedere că astfel de practici au tot fost întâlnite în Spitalul Gorjan, constatare făcută și de ministrul Sănătății, care condamnă atențiile oferite cadrelor medicale. Bineînțeles, să nu. Să nu. Până la urmă trebuie să ne obișnuim. Da, plățile informale au fost de comun acord acceptate de toată lumea. Dar este momentul să renunțăm. Să facem actul medical așa cum trebuie să facem. Managerul unității medicale are la dispoziție 20 de zile pentru remedierea problemelor din spital, dar este optimist și afirmă că singurul lucru pe care ministrul poate face este să vină o comisie de experți care să analizeze dacă se impune sau nu suspendarea certificatului de acreditare, nici de cum retragerea. Mai mult, a continuat să afirme că nu s-a pus problema de nerespectarea unor proceduri și protocoale cu referire la prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale. Cu toate acestea, Sorina Pintea a precizat clar că protocoalele de igienizare nu sunt respectate. În spital, de exemplu, nu ai voie să ai materiale care nu pot fi dezinfectate. Am văzut scaune cu tapiserie. Poate vi se pare un lucru mic, dar nu e ok. Ăla nu poate fi dezinfectat. Ori, spitalul este un mediu cu germeni, nu e un mediu steril. Dacă noi mai punem materiale care nu le putem steriliza corespunzător, n-am făcut nimic. Au mai rămas aproximativ 20 de zile până când Sorina Pintea va reveni la Târgu Jiu cu raportul de control, în urma căruia se va impune luarea anumitor decizii. Tot atunci este posibil să se hotărească și dacă managerul Gigel Capotă va fi demis.